După săptămâni de scumpiri, prețurile la carburant se mai opresc din creștere. Agenția Națională pentru Reglementarea în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la benzină și motorină pentru sâmbătă, duminică și luni. Astfel, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 25 de lei și 11 bani, rămânând la același preț. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 23 de lei și 96 de bani pentru un litru, în scădere cu 7 bani. Astfel, în raport cu septembrie 2021, prețul maxim de comercializare al carburanților de tip standard, care este stabilit drept de către ANRE, rămâne mai mare cu 4 lei și 3 bani per litru în cazul benzinei A95 și cu 7 lei și 33 de bani per litru în cazul motorinei standard. După o perioadă în care s-au înregistrat creșteri constante ale prețurilor la carburanți, actualmente ANRE atestă o stabilizare și chiar o ușoară descreștere a acestora. Tendința respectivă se bazează exclusiv pe evoluția cotațiilor plațe înregistrate pe piețele internaționale, care în ultimele zile denotă o ușoară tendință de scădere. Yeah.